Deci mi-a luat surma calculatorul, gata, s-a rezolvat și ăsta, bravo, fată, fata lui tata, s-a rezolvat. E o sculă proastă pentru că n-aveai bani, m-ai băgat în limită de 15 milioane, eu am făcut, am luat și boxe proaste și calculator cât de cât bun, era bun, gata, s-a rezolvat. E cadou dat în suflet, știi cum se zice în popor? Când ceva nu e dat în suflet, nu-ți merge. E, aici e și altceva. Deci, fetele, vină și ia-ți calculatorul. De ce? Eu mă descurc și fac calculatorul. Te rog eu. Că văd că dispar lucrurile după aici. Ia-ți-l, că e al tău. Scrie Răducu Elena Olga pe el. Ia-ți rebutul ăsta. Hai, fata lui tata, ia! Ia-o! Ia-o, că ți s-a mărit pizda! Ia-ți jegul ăsta de aici. Te rog eu, scapă-mă de-o. Ce fac? Mă uit la Antena 3, cum îl înjure pe nu știu cine pula mea, îi înjure pe toți. Ce fac? Dau pe internet despre tine, cât de culturală și morală ești. Ia-ți jegul că e al tău. Că dacă nu, dau cu el pe perete. Dar o să mă cred, am început să mă înrăd. Ia-ți jegul ăsta. Că s-ar putea să primesc mesaje de la gazici și mă sor. Ce dracu faci tu dacă mă însor eu, că par băiat țăreț? Ia-ți jegul. Vino zilele astea și ia-ți jegul. Fomista familiei. Ia-ți jegul ăsta, că e al tău. Că dacă tu le dai din suflet, puteai să bagi cardul. Și când făceam activist, crearea Ducul Petru Dan. Păi n-aveai CNP-ul, bă, urmă că la ala mea, bă, știu, zice, e frate mi, uite, mă cheamă și pe mine Răducu. Da? Și tu, pe cuvântul meu. Și nici nu trebuia CNP la ăsta, zic eu. Ce scriam Răducul Petru Dan? N-ai garanție alea. Ca să pot să mă duc și eu cu el la garanție. Acum trebuie să-ți aștept frumusețea aia ta ca să mi se repare jegul. Ia jegul, te rog eu. Jegoșo, ori faci un cadou în suflet de la mulți ani, ori ia jegul. Ia atent că de Revelion îl arunc de la balcon. Știi că mai spart câteva jeguri.